fapt, da. Duceți-vă la biserică, suportați-l pe Baja acasă, când este să mai uite odată la tine. E mulțumirea lui nefără cuvinte. Mai mult decât să obișnuiește un bănuț, dacă ai. Și dacă n-ai, nu trebuie să dai când ce ai, ceea ce ești. Asta-i milă. Nu ceea ce ai, ceea ce ești. Că dacă eu sunt un moșier, nu dau pur și simplu un miel de pomană. Dau 100 de ui. Dar Dumnezeu care este stăpân. El de toată părăția, ce părăția mea, iată, toată împărăția uite. Și un adevăr. Argumentați-mi că nu e un adevăr și mă supun. La măsura care inima și învățătura creștină vă învață, împliniți. Și la măsura pungima tale, deși altuia. Fără să merg pe firul intereselor și priceperilor lui în gospodărie, în serviciu treaba lui. Dar nu sunt, astea sunt cazuri inventate de zgârcenia noastră, știți. Nu sunt, dacă ești pornit, nu te mai uiți. Poți să scapi la unul care are. Tu primești plată pentru că tu ai dat la săraci. Și pe urmă, ăla poate că nemișcându-se fir de păr fără voia mea. Poate avea tocmai de la mata ce aici, de la mata nevoie. Avea și el un plan, avea și el. La mata primești plată pentru jertfa care ai făcut. Nu există absență. Nu există cu niciun chip să ne audă Dumnezeu tot ce zice și căutăm, dacă te rogi. Orice rugăciune e bună și nu te rogi degeaba. Să nu fie știut de Dumnezeu. Și eu vă mulțumesc că mi-ați dat prilej să mărturisesc. Și veți primi plată că mă suportați. În stângăcia mea sau chiar în frumusețea răspunsurilor mele. Dar nu asta, pentru că suntem de față, vorbim așa. Te-am căutat cu lumea, nu știe. Dom'le, fii un om al lui Dumnezeu oriunde ai fi. Uite, un pusnic cu viață mare, îl împărtășea un părinte care era necinstit. Adică nemoral. Și nu l-a mai primit, n-a știut că el e așa și nu l-a mai primit să-l împărtășească. Și atunci Dumnezeu s-a supărat. El nu s-a mai dus dacă nu l-a mai primit. Dar a visat. Era o mare însetare în lume. Și un bubus scotea apă într-o fântână. Uite, mă, bubusul ăla de pământ. Și cu aia răspunde el. Dar el avea în traista lui pe Hristos să-ți dea și ție. Și altul nu era. El era prilej de mântuirea ta. L-a primit cu scuze și asta e răspunsul. Nu există nimic, o virgulă nu există fără să Dumnezeu de ce s-a pus. Eu ceea ce de fapt aș vrea să mărturisesc fără să reușesc este că nu vă pot spune mulțumirea, că n-are cuvinte, când ești o viață cu o viață creștină adevărată.
Oricum, de ce să tot măsurăm faptele? Omul e foarte deștept, e complex, își dă seama că ce a făcut și ce n-a făcut, ce mai e încolo și încolo. Apreciem valorile lor și ne ondulăm că dacă asta e strada care ne duce acolo și pe care noroi, o culem noroi. Dar nu părăsim strada, știți? Și întâlnim asta la fiecare pas. Tu asigură-ți veșnicia. Până tot cât de mică e o mișcare. Asigură-ți veșnicia. Nu ai făcut și tu ca o faptă mică, ca o găină știe satul că a făcut și tu un ou cu cogut. Tăceala ei. Prin propria ta trăi mai întâi. Și dacă ești provocat, bă, de ce-ți mergeți așa bine? Eu nu știu de ce, dar uite care e viața mea. Nu există o faptă bună să nu fie îndemn pentru celălalt. Nu există, că Dumnezeu ți-a dat ca să faci lucru bun, ca să vadă și ăla. Cel mai mult prin trăirea propriei tale vieți, prin ajutor. Am văzut uneori când a ajuns pe cineva, când este să uită încă o dată la tine. Și am văzut un lucru care m-a folosit enorm. Un cal trebuia să despartă de stăpânul lui. S-a depărtat calul așa ca la 100 metri. S-a oprit, s-a uitat înapoi la stăpânul lui. Și mă gândeam, uite, domnule, zic, niște realități vii. Orice carte ai citit, orice film ai vedea, astăzi te folosește ca a toate aceste lucruri. Nu există să-ți ceară Dumnezeu ceea ce nu ți-a dat. Să-ți n-a făcut bine că a poruncit cu tare lucru. Eu vă rog să mă iertați, dar 100 de ani care am, m-am convins de aceste. Nimic fără mine nu se poate. Cine adună cum ne risipește, zice Mântuitorul. Nu fiți nepăsători. Câte cum să zici, iartă-L, Doamne. S-a dus în vânt. Și dacă nu zici El, tot în paguba aia ai rămas. Dar asigură-te pe partea cealaltă, tu. Sunt mii de răspunsuri aici. Nu primește nimic, când te-ai dus, nu primești nimic. Adică ce zic? Eu am venit, v-am spus, m-ați răsignit, m-ați jupuit, puteam să-i nimicesc pe toți, dar pentru tine am răbdat toate. Tu nu-ți ceri nimic pentru tine, nici atâta nu te duci. Nici măcar să recunoști că eu sunt cel ce sunt și că eu te-am salvat și pe tine. Dar fiind ce face, dragii mei, că există și iad și rai. Noi nu vorbim pentru ei, vorbim pentru cine vrea să asculte. Dacă nu există iad, mergeți în focul cel de veci, a zis Mântuitorul. O să zic, ce crede că îți bagi joc de învățătura mea? Sau spuneți-mi, ce nu v-am învățat, ce n-a rămas nespus ca voi să fiți alături de mine
de fericirea ta proprie. Vezi că e o jertfă atât de mare și continuă a lui Dumnezeu pentru noi, ce trebuie să auzi în clopote și să nu știu ce. Cu toate ăștia sunt de liturghia, care e dincolo de forțele omenești și de creație, peste creația creațiilor este liturghia, în care se jertfește și care ne împărtășim. Atât cred, Doamne, că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeu. Nu vor primi nicio plată și atunci vor vedea ei, pentru că moartea e o realitate. Și de ce nu vrei să te încadrezi în cuvintele că și-a trecut de la moarte la viață? Cuvintele Mântuitorului. Chiar n-ai făcut nimic, Doamne, chiar. Și te aștepți. Tu care ai să ai nevoie de Hristos toată veșnicia și aici mi l-ai bârfit, mi l-ai părăsit, ce să sau dacă ai fost de priceput și te lăsa răstignit. Ele Dumnezeu puteai să-i muri, a făcut jertfa asta, ca să ne obișnuim noi cu suferința, care e necesară. Nu căuta pe cruce, dar dacă dai peste ea, suportul. Hristos n-a vrut să primească crucea dacă a luat unii, a mai dat drum. Putea să zică ca ei, iertați-mă, și danilor. N-a făcut lucrul. A suferit până la urmă. N-a mai rămas nimic viu în el. Așa ar fi totul pentru tine. Ce ți se cere? Puțin el ți se cere. Pentru că un părinte când vede copilului că face o faptă bună, se umple de bucurie, uite, Domn, ia să-l ajut că el e în stare, văd, înclină spre așa ceva. Eu n-am văzut un om să moară că a ținut post. Din cont, i-am văzut aripile, i-am văzut altceva. Păi dacă e lucrarea lui Dumnezeu, chiar în pâinea aia care zici tu că e viața ta, la eforturile care consumă atâtea din tine, crezi că ajunge bucățica aia, dar te ține harul Dumnezeu. Adică ce să punem întrebări de felul ăsta? Eu știu dacă o fi așa, ce fac dacă muncesc? Așa mii de scuze ai. Ce fac dacă n-am nevastă? Ce fac dacă? N-ai nevastă, nu chiar te teme. Noi nici nu știm ce e așa ceva. Și nu înseamnă că nu e luptă, sau nu înseamnă că nu știi care e adevărul. Sau unde stă vreo înțelepciune aplicându-o să nu fie pe veșplată sau într-un fel oarecare un răspuns pozitiv, liniștitor, îndemnător spre mai mult. Când spune Mântuitor că însuți vei primi, dar să nu dai ca să primești. Dă-i de dragoste, că de bucurie, cum vă spunem, de câinele la care dacă ai dat cineva, nu-i dădea nimeni nimic, dar bucuria ta că ai săturat un animal, o ființă. Și asta nu e animal, e om. Dragii mei, fără întrebări, omul știe să se mântuiască fără. Copilul și mielul știe să lucrează. Și în altă parte spune măgarul știe, ies de stăpânului. Dom'le, nu te oprește nimeni, poți să ai fie de aur. Dar ține cum și că de la mine astea, nu sunt de la alții. Și așa e. A fost un ins, altfel că a fost chiar împărat, care dorea aur mult.
și Dumnezeu i-a dat. Păi ce puream să făcea aur? Păi ce puream să făcea asta? Murea de foame. Și a murit. Ce făceam să făcea transforma aur? Uite ce ți-a făcut aur. Depinde de tine. Dar întrebarea mea ar fi ca răspuns. N-ați fost cu gândul curat că ați venit la mine? Ați venit cu vreun dublu interes? Nu. Ați venit sincer. Nu are cuvinte, are trăire sare de lucruri. Am încercat să vă spun. Copilul iubit de tată fără explicații. O iubește. Nu știu ce văd, mor de dragul lui. Și în alte părți. Asta este, că toată lumea știe ce-i trebuie și nu se mulțumește. Mai întreabă. Ajunge tot la cunoștința de sine. Ce bucuros aș fi fost eu la toate întrebările astea frumoase să răspund ce trebuie și deliberat. Am spus și eu tot ca un om. Eu v-am spus, iartă-L, Doamne, fă milostenie, țineți-vă de biserică și nu mai vorbiți de rău, că te osândești. Lasă-L pe seama mea. Eu l-am făcut, eu m-am răscris și pentru El. Și prin apariția Mântuitorului, noi prin trăirea Învățăturii Lui, devenim una cu El. Suntem una de pe trup. Că și spune cine e ea, e una cu mine și eu sunt cu El. E și ăla, îl ține Dumnezeu pus așa că El l-a făcut doar până unul lângă tine care ești mai spălat și mai spălat, mai s-o îndrepta. Când mă păteam cu un frate al meu acasă, mamica spunea, pe mine m-a chemat Angel, știți, astea din călugărie. Angelul, și te duc, ești mai cumincior. Mă zic, pe cura mama era mai cumincior, nu beam, nu fumam, nu... Asta împărăte Angelul și că tu ești mai cumincior, mama. Mă specula, nu mă uit cuvintele, știi, e moarte de 50 de ani și mai mult, mămica, săracele mămici. Nu există valoare necunoscută la cer. Nu există un gând care îl ai de bine pentru ce să nu fie văzut la cer. Și invers. După fapt, dacă nu de faptă bună care vrea să te ajute, îți dai atenție, că lupta să nu ai numai de unul, că sunt situații în viață, că trebuie să asociezi, să rezolvați o problemă, fie de sărăcie, fie de orientare în viață, mă rog. Însă, dacă e om interesat, te retragi civilizat și mai tare. Că s-ar putea să fie un lucru care să-i dă ideea care dă, te bară pe el. Scade de însume și mai tare. Fără explicații. Și atunci ai voie să și minți. Că nu e minciună, e o apărare legitimă. Păi și de ăștia ne întâlnim în toată ziua. Eu vă rog să credeți, sunt foarte asaltat. Am instruit maicile, ăsta-i buzunarul cu săraci, ăsta-i buzunarul
pentru că nu scapi. Și vin și vin în cârje, vin și vin. Fără să aibă nevoie de cârjă. Dar eu fac educația, mă, nu pierd nimic din cot. Să-mi fură haina. De ce să-mi dau cu mâna mea mântuirea mea? De ce să-mi iau de altul? Și pe urmă, chiar dacă vine un sentiment de mândrie că ai dat, nu-i nimic, te lasă mândria aia, tu dă mai departe. Aia vine de la dragul să-ți deranjeze așezarea ta. Deci, dacă sunteți milostivi și nu mai vorbiți de rău, eu nu vreau mai cere nimic ca duhovnic. Ca să fie o întâlnire undeva cu el, cu el mare. Face datoria de părinți și sigur că vor greși. E fiul tău și n-ai să-i tai capul. Ce faci? Fiule, uite-te, mai băgată în suferințe, mai băgată în îngrijorări. Asta-i puțin. Îl trăim până moare și îl pămine mai departe. Are biserica atâtea locașuri și atâtea posibilități de salvare. Te răspund la întrebarea dumneavoastră. Dar cel mai bun lucru e exemplificare. Să vadă ce faci. Că zice în apărarea lui, da tu, da tu. Și atunci când fiul tău te acuză, vai de viața ta, nu mai pui întrebarea asta. Și dacă ai o slăbiciune de moment, fă-o să nu te bat. O fumat-o chestiile ăștia. Foarte mare greșeală. Tatăl meu a fost agent sanitar. Un om deștept, care conducea aproape un județ. Era priceput în medicină. Și să nu vă prind că fumați. Eu sunt al șaptelea copil. Era foarte aspru cu noi, dar ne iubea. Vrea să înveți carte ca să supăra rău pe tine. Și l-am întrebat, dar matale a fumat? Ce da, am fumat. Și atunci mie mi-a întărit convingerea că are dreptate la măsura înțelegerii de copil, că el are dreptate. N-am fumat, ferească Dumnezeu. Nu că mi-a spus tata, dar m-am convins eu că și-am făcut multă propagandă împotriva tutunului. Dacă e soție, e una cu mine. Nu e diferent, eu suntem una. Nu există gradorul de între soț și soție, pentru că sunt una. Primul grad în rudenie este de fiu și părinte. Frații în 3, gradul 2, unchi, nepot, gradul 3, vere, gradul 4 și așa mai departe, gradul 8, gradul de vere al 2, al 3-lea, care se pus căsători. Poate, dar cu soție ești una, dar la voi pleacă toate. Că nu puteți să faci copii fără ea, nici ea fără tine. Dar nu ești tată, ai o mare răspundere. Și nu e nevoie să explicăm că se doare inima de copilul tău. Mă gândesc la un copil atât de când se zice, a buba, el nu poate să zică, tu ai bubă. El nu știe decât a bubă, și copilul tău. Sau ce ziceți ăștia care
I-a mâncat fiarele în pădure, ziarele au. Și părinții i-a mâncat lupii, urși, copilul în pădure. Copilul care nu știa să se apere. Numai atâta că sunt fericiți în vecii vecilor. Dragi-vă, da, noi aici i-au găsit numai picioare, i-au găsit numai oase ceva. V-am să zic că există o relație unică în felul ei între tine și familia. Nu te supune în lege aici. Una sunteți cu soția. Și o mare greșeală e să doi frâni soții de corboadă pe soție. Înseamnă că n-ai să iei de prerogativele tale de soț cu un datorat niciodată. Nu e pentru consum, e pentru realizări. Repet, tu ești capul, dar e inima. Dacă nu e inima, nu e nimic. Lasă-mă în pace. Eu sunt capul. Lucrul ăsta l-am observat la troac. De curând. Chiar dacă e părcelușul lui, de curândul. De atât, de ce? Pentru că acest animal îl ține ziua ca să hrănească oameni. Și el mănâncă că să se plinească scopul. Este o mare greșeală să nu învețe să se închine și să fie să dea și altor. Dacă vrei copilul tău să-ți ferite vecii vecilor și plângă ei și la umbra lor și tu, să-l învăța să fie milostiv. Dar mai întâi de toate să știe că Hristos ne învață să se închine, să-i roage. Până oară a venit la mine cineva și să-i cu copilul și să-mi arate că copilul e deștept. Îi zice, ia în jur, tată, ia în jur. Îi spune copilul să mă jure pe mine. Vă dați seama, tocmai pe mine, știți? Și atunci îmi venea să plâng, nu venea să ia buna pe băț. Și de asta suntem creați, repet, sigur numai pentru Dumnezeu, nu și pentru dragi și pentru fapte rele. Avem tot ce ne trebuie să fim veci în vecilor. Marea greșeală, că nu se dă atenție. Moartea e o realitate, dragii mei. Iadul e o realitate, raiul e o realitate. Nu sunt sperietori. Și am avut ocazie, scuzați-mă, în viața mea, ca în trei vrâne vrâni și pe puștii și pe pușcării să fiu chemat la căpătii de morți. Că să facă bine, m-am folosit mult mai mult pe trăirea lucrului, nu pe a doua de idei. Cipete, urlete, știți că spune un Sfânt Părinte și are dreptate. Că dacă chinurile iadului sunt la nivelul suferinței ziua morții, e destul. Pentru că știi atunci, ești foarte teologizit, știi că ești într-o lume de Hristos, nu pe mie, dar pe veci. Și trăitoarea ta nu-i plină. Acum, cu bogată pâine, tu poți să trăiești veci. Dar ce înseamnă lipsa asta de atenție pentru celălalt? Cine a rămas flămând pentru că a dat? Când Mântuitorul spune, și sunt cuvinte divine, însuțit de-i primi.
Nu știu dacă cunoașteți viața Sfântului Ioan cel Milostiv. A fost patriarh al Alexandriei. Acest patriarh Ioan cel Milostiv se numește. S-a dus în episcopie ca episcop și a întrebat cât aur aveți, are episcopie. 15 litri stăpâne, dați-i la săraci. Vă dau seama, așa ceva, de atât aur la săraci. Și a primit înapoi însutiță. Dați la săraci, a primit înapoi însutiță. Și a venit o femeie la el să dea o sumă, să dăruiască o sumă de bani. Și el îi spune, spune drept, atât ai vrut să dai? Că nu ieșea însutit. Față de cât spusese să se dea. Și atunci s-a speriat. Nu zice, am vrut să dau atât. Dar când am vrut să scriu, a ieșit și mă dau eu. Și m-am speriat și mă dau și mi s-a poruncit. Și a chemat pe aia, uite cine se răcește episcopii. Ajunsese să dea o corabie de aur și a venit înapoi 100. Dar și cu un răspuns de sus. Se vedem, Ioane, cine mai tu sau eu? Și a rămas numele Ioan cel Milostiv. Păi dacă a spus Mântuitorul, n-a spus un cioban oarecare sau un păgân, că însuti pe ei primi. Dar nu așa că primești mai puțin, pentru că și tu ai dat, n-ai dat cu toată setea pentru dragostea ta și ai dat să împlinești o poruncă mai mult, rațiunea, nu inima. Deci viața e nevoie de simțit de trăire. Vedeți, femeia are joacă rolul ăsta nemaipomenit de împlinire. Cea mai urâtă faptă, nemulțumitule, ce vrei să-ți mai dau? Nu ești bun lav, ai o funcție, poți să ajuți un om, ai bucuria să închini, ai bucuria să versuiești, să poți face comparație între valori, care nu e ușor, și nu poți să faci dacă n-ai un har deosebit. Așa. Și mai pune o întrebare. Câte întrebări s-ar putea pune și ție, nu o voi mie? Știi dacă e vorba. Ce trebuie să fac acum o conferință întreagă pentru ca să dai un ban la sărac? Există un sfânt, Petru Vameșu, care avea 3.000 de robi. Numai să-l dai să mănânce și cât te costa, cât era de bogat, dar zgârcit. Era foarte zgârcit. Și s-au adunat la marginea cetății, unde era săraci. Și împărțea între ei ce au căpătat. Și și-a făcut un ritual. Ăsta de la cutarice. Pomenește-o, Doamne, într-o împărăția ta, toți zicea. Și împărțea. Băi, zic, dar la Petru Vameșu n-am primit nimic, să nu-l pomenească într-o împărăția sa. Și atunci unul care era plin de simțire, băi, cum e să ducă un om în iad? Îl vezi că îl mănâncă iadul, e drace. Nu sunt chinuri cunoscute de oameni, nemaipomenit de grave. Că una e să stai să te încălzești la foc, să vezi de efectele focului și alta e să fie un foc. Mă duc la Petru Vameșu să cer să bătia la bătaie și s-a dus. Și l-a întâlnit când ducea caturul de nas cu doi sași cu pâine, ducea pe câmp la muncitori. Doamne, dă-mi și mie și ăsta n-avea. Și-a luat o pâine și-a aruncat în el, că n-avea cu ce să... L-a luat pâine, măi, și dragul, pomeni de bătia sa. Era de la el. Și a venit moartea
a intrat în Vămi. Dar acest Petru Vameșu a devenit un om foarte milostiv. Și era un om sărac. Și-a luat haina lui și i-a dat-o și a îmbrăcat. Dar ăla era sărac. Dar cu haina aia de piele nu mai dădea nimeni, că era prea luxos. Și atunci haina mai mult la... Dar a zis, nu ia pe... Și-a dat haina. Și l-a văzut Petru Vameșu fără haină. Dumnezeu ce nu mi-a primit darul. Mă pedepsește. Și visează noaptea pe Hristos care venea la el pe văzut cu haina lui. Îmbrăcat pe haina care a dat. Uite haina ta, o purtă și zice Dumnezeu. S-a pus pe milostenie Petru Vameșu. Și a stat într-o pustie 70 de ani. Și un oarecare părinte Serapion a vrut să ducă drum și a fost răpit. Să nu s-a dus acolo la Petru, la Puznic, era Puznic mare. El a stat acolo 70 de ani, n-avea haine și a scopăr pe el. Și zice, bine ai venit, părinte, mi să-i Serapion. I-a zis, pe nume, ăstuia. El s-a speriat când a văzut că zice pe nume. Și i-a spus, cine este? Și a venit ora mesi. Zice, Sfinte Îngele, pune masa. Ăsta nu era nimeni acolo când a văzut. Zice, Serapion, îi zice părintele, Biserul era, Serapion era preot, binecuvintează. Ăsta nu a vrut, binecuvintează tu, părinte. Și el a zis, Doamne, binecuvintează, și a apărut o mână și a binecuvântat masa. Și la Vâmi i-a spus ăsta, Dumnezeu te-a dus aici pentru că ies din trup. Și îți poruncesc cu un fir de păr să nu-i după mesmana și așa pe la judecata de apoi. Și l-a văzut și pe Petru Vameșu ca la un ceas se dă în văzut la Vâmi. Până și pe el îl cerita că sunt dragi care mult face rugăciune bisericii pentru tine. Că biserica e chiar Hristos. Dar oameni sunt nepăsători. Cine are îndrăzit să spune că n-a auzit clopotele bătăni niciodată? Dar nu poate niciodată degeaba. Și ce te cunță, de ce iartă-l pe la Doamne? Și de ce ești necredincios? Când sunt atâtea exemplificări în legătură cu răspunsul cerului, în legătură cu faptele tale de milostenie. Dacă eu am spus care-s Dumnezeu, însuți vei primi, însuți vei primi. Dacă ești pe decât, nu mai contează ce spune el. Tu ai pe Hristos și lasă-mă pe mine, mă bat eu cu toți. Și mă zic, tu fă ce spui eu. Și o să zică lumea, o să zică, Dumnezeu îi lasă să zică ca să te încerce și pe tine. Ce s-a făcut așa lui ea? Și a intrat în capul lui ea. Să pocăiești, uite la cum el care. Așa. Și inventează fel de fel de părături. De ce interesează? Păi tine, tu dă la copii ce trebuie, fă datoria de soț și de părinte și treaba lor. Că războiul e un joc de inteligență, dar război tot război. Dar s-a spus, viața ta și mai departe. Și eu am întrebat toată lumea că mă călugăresc. Și eram bogățel.
Aveam mașina mică acum 10 de ani. Sunt fericit acum. La ce mai conta aceste lucruri? Sau ce contează de toată lumea, dacă îmi pierd sufletul? Ferească Dumnezeu! Și ce vi se cere, mă, fraților? Stați după mare, din ce aveți? Nu se spune să vă dați toată viața. Din ce aveți? Să vă închinați și voi, Doamne, iartă-mă, Doamne, ajută-mă. Sunt împrejurări când poți să faci o faptă creștină ca să uite la înapoi cine. Eu vă rog să gândesc că să duc și când să mă uit încă o dată la tine. Înseamnă că nu s-a aștepta la atât. Nu merită Dumnezeu care ne-a dat atâtea. Uităm către El. Și de asta vă spun ceea ce v-am mai spus. Nu-i supărat pentru fel de fel de fapte bune, de rele care le face, câte supărat că de ce îl părăsim. Că ești ceea ce ești numai datorită mie ești. Vezi datorită mie, auzi datorită mie, ai nevasta cu tare, ai copii cu tare, datorită mie. Și dacă n-ai, aș vrea să te încerc să vezi că te așteaptă o părăție întreagă. Dați un exemplu că s-a contrazis Dumnezeu cu tot ce a spus El. Din contră, suntem foarte vinovați că nu împlinim atâtea și atâtea exemplificări divine. De libere singur. Vezi dacă e cazul să poți să intervii, să faci dreptate în momentul de acolo, dar nepăsarea mi se pare că e condamnabil. Ce poți să faci? Dacă să bat doi câini, mi-amintesc ce a făcut odată mama sau nu știu cine, a aruncat apă pe ei. N-a fost nepăsătoare, că ei erau câini, s-o rupea până la moarte. I-a despărțit, a aruncat ugălea de apă. S-a scuturat. Delibere singur, dacă e cazul sau nu. Însă, mi se pare că peste tot e cazul. Asupărte, mă, ce ai? Păi are să dea niște bani, are, nu, lasă că știu eu. În sfârșit, cum e situația. E bine să intervii cu un duh liniștitor și chiar dacă se poate jertfitor, să-i completezi tu ce vrea la acolo, pe drept, dacă... În sfârșit, am spus, deliberez singur, după cum e cazul, ca să se liniștească. Tot cazul bătaia și chiar de la dragi. Și... aruncă o gălea de apă pe ei, apă rece, adică trezește-i. Dacă e vreo datorie, nu fi nepăsător, ce poți să faci? Că nu pierzi, mă, frate, nu pierzi, mă, vei primi, mă. Să-ți scoți punga, să dai de ea mai cu curaj. Că dacă faci socotel, nu mai dai nimic. Că ție nici nu ți ajung. Și dacă ai că am muncit, am cam... Dom'le, dragă, de ce te arăți necredincios? Tu fă ce spun eu și lasă pe mine mai departe. Asta e o bântă credință trăire, eu văd. O credință trăită, nu credință ca la școală, la notă, am știut lecția. Ce înseamnă... ce a spus Mântuitor, nu știu ce teorie. Au venit la mine patru teologi, foarte drăgălași,
toți o înălțime respectabilă. Și am stat vreo trei ore de vorbă. E urmă să se preoțească. Și mă întreabă până la urmă, ce facem cu bărbile? Mă văd mai cu vorbă pentru mai mulți, numai pentru unul. Și le-am spus așa. Stăm de vorbă de trei ceasuri. Și sunt bucuros că ți-ați înțeles și că ați gândit să vă schimbați viața. Să nu credeți că n-am văzut. Dar dacă eu n-aveam barbă, nu ține scont chiar așa mult de tot ce v-am spus. Ca aspect vizibil. Dar spune un sfânt așa. Degajă o mare energie magnetică și are mare răurire asupra cugetului. Eu simțeam că el zică mai liberă pătrundere cu barba mea. Dar nu puteam să mă explic. Îi impresionez lumea, să nu fie prost. Vedeam pe... Dar nu. Pentru că nu-i vorba de tine, e vorba și de ăla. Nu știu, tot așa o barbă avea. Nu se poate... Dar vorbești cu argumentări. Degajă o mare energie magnetică și o mare înrăurire asupra cugetului. Și m-am lămurit și m-am fost foarte bucuros. Nu mai spun când am povestit asta. Erau și niște arhierei. S-au bucurat. Nu pot să prezească acest l'esprit de fineț, cum zice francezul, spirit de fineț. Nu-l pricepe, săracul Duhului, mai sunt mai sărac la pricepere. Cum se zice săracul funga, nu săracul Duhul. Adică, v-am spus, omul care trezește mi-a zis că e prostul ăla. Dar e săracul Duhul, da. El ce știe face. La puterea lui, la punga lui, la săraca pungă, după cum vedeți, am amintit de zeci de ori în discuția noastră. Doar lor s-o deschide. Și cauți mărul cel mai mic. Neștiind că ție îți dai. Dar nu vreau să fac propagandă religioasă. Vreau să răspund la niște întrebări utile pentru care vă și mulțumesc. Porumbelul nu atacă nicio ființă. El nu se hrănește cu insecte, nu cu grăunțe. Iar ca șarpele, se pune o întrebare. De ce dă exemplu la chiar vina asta adăurâtă de oameni? Pentru un lucru foarte important. Pentru că șarpele, oricât l-ai lovit și l-ai tăiat, nu moare dacă lovești în cap. Ne dă Dumnezeu Ființelor că Hristos e capul nostru. Cum zice Sfântul Pimen, dacă scoate ochii, degeaba te superi. Dacă stai în mână, degeaba te superi. Dar dacă supără pe Hristos, mânete tare. Capul trebuie apărat. Că dacă e capul zdravân, cum situația sunt eu acum, n-am nimeni, dar nu pot să stau în picioare. Ce nu merg, ce nu dă mână. Deci trebuie capul aparat, care e Hristos. Asta e înțelepciunea înțelepciunilor. Am făcut pentru Hristos ce am făcut.
cine te poate condamna că ți-ai făcut un palat? Am făcut scop pentru Hristos, ce te bar? Și poate să fie Hristos. Atât că am mers astea oameni care găzduiesc un mare care a ins cu viață mare, a fost găzduit de un mare care a ins. Cizmar. Dar a văzut când s-a dus cizmarul ăsta noaptea la biserică, s-a deschis singur ușile biserici. Și a intrat el. Și s-a închinat și părul s-a închis la loc. Și a zis, ce viață fie abundă. Un cizmar. Simplu. Ăsta nu s-a lăsat. Eu atâta câștig. Am o listă, atât dau la sărat și atât a făcut al... De ce câștiga el? Dar nu zice, făcea socoteală la care da are sau nu are, să nu-i dau. El era în manifestările lui față de societate sărac. Dădea la săraci, atâta pentru casa lui și va să zică, nu era nepăzător cu porunc. Ce mai conta pentru ce jertfă făcea Dumnezeu să-i deschidă ușile biserici? Erau îngerii care au misiunea divină. Spovedania cea mai bună e când spui tot. Acum, sigur că și duhovnicul trebuie să deschidă ușile ca să-l pune toate, să spună tot. E cel mai important, te-a dat Dumnezeu puterea să iertăm între noi. Am câte știe un duhovnic, câte știe un bărbat față de femeie și femeia față de bărbat. Mai multe, că îi spune tot. Sigur că trebuie să fii dezlegat, că orice fel de păcat nu e lucru mic în viață, răul cel mai mic. Nu este lucru mic în viață, răul cel mai mic. Cel mai mic păcat poate să fie un păcat mare și pe urmă nu poți să... Că acum, scuzați-mă. Pentru la o roche de mireasă, albită și studiată și toată lumea se uită la mireasă de la cap până la picioare. Dar dacă cineva vine și spune, uite acolo jos la poale, există o pată de murdărie. Și o vede, a desfințat și a anulat toată rochea. Păi petică, cât un boldac. Deci nu e lucru mic în viață, rău cel mai mic. Și de ce nu l-ai spus? Că nu te costă nimic. Stau încămat pentru tine, nu pentru altceva. Și zic de multe ori, ne-a lăsat să ne judece numai el. Ne judecăm între noi. Că poți să vorbești, că dacă ai venit un înger, nu știi limbajul îngerilor. Și ai în vedere și în considerație și calitatea ființii cu care te spovedești. Și trebuie să spui tot. Nu greșești, nu te iertă nici celelalte cuse. Dacă acoperi pe unul. Ca să ajungi niște furtișac de cele sfinte. Și ce te costă să spui un cuvânt? Că ai furat mai mult sau ai curbit sau te mergi. Păi, primești dezlegare. Că nu scapi tot ce ai făcut, să nu crezi. Vă spuneam de bătrânul cu ăla de 70 de ani în pustie, dacă vă amintiți. Și până l-a ținut în vân ca la un ceas, când a murit. Știți, cu Sfântul Serapion.
Și el care rugea Dumnezeu să binecuvânteze masa, l-a ținut și pe el că la un ceas. Eu, iertați-mă, de multe ori mă gândesc, mă, ce, cum trebuie să fiu să scap și de vămele astea. Dar un om nepăzător, uite, prins pe fedane, scap de tot. Are voie să fie. Dar nu că trebuie să fie. Are voie să. Dar dacă ai, ce-am spus, o moșie, dai mult, nu merge ca la care un pogon două de pământ. Ai mult, nu e oprit. Dai mult. Adică ce crezi că nu dai vamă deloc? Dai vamă după faptă, după... Cine este de vedea intră, de se deschid toate ușele? Ăsta are bani și a dat. Ea, ai dat și te răspunde. Nu e oprit. Oricine ai fi împărat și ai fi aceleași legi de rânduială creștină trebuie să plinești. La de pe poziția care o ai. Nu poți ca un împărat să-ți dai o vițică de pomană. Dai un căr de întregă, ești stăpân. Vă spun înainte, cum am mai și spus, vreau să mă mântuiască Dumnezeu. Cu scopul ăsta, în timpul ăsta să descoperă fel de fel de elemente, fel de fel de așezări necunoscute, dar care se deduce cu siguranță că așa este. Interpretări normale, nu exagerări, nebunești, după barba mare, știți, că ambarul trebuie să asculte, că nu trebuie susținută cu adevărul adevărat. Și a fost pentru că dacă ești cu adevărul, acolo e și biserica toată. Nu e fracțiune. Unde e adevărul acolo? Și a fost și Mântuitorul întrebat, ce e adevărul? Eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă nu e cale, nu e mergere. Dacă nu e adevăr, nu e cunoaștere. Dacă nu e viață, nu e viețuire. El era tot. Și asta vă spun. Asta vreau. Să fiu pe calea, pe adevărul și viața Mântuitorului. Mântuire vreau. Ce-i puțin lucru. Într-un fel, sunt și eu în luptă cu mine și am încă multe de împlinit. Nu sunt pregătit. Și eram în spital și mă gândeam, nu eram pregătit de moarte. Mă zic că am 100 de ani peste 4 ani. N-am fost laș. Am fost luptător cam pe față. Am 14 ani de închisoare unde m-a chinuit, în bădeosii mă băga la răcitoare. În 3 zile mureai. Mi-a dat 5, n-am murit. Mi-a dat 7, n-am murit. Dar gândeam. Nu eram pregătit de moarte. În spital vorbesc. Și mi-a venit în minte că Dumnezeu e milostiv, m-a iertat și pe mine și m-a bovnit un plâns. Și așa e. Că nu e în funcție de faptele noastre, ci de mila Lui. Dar să fim pe drum. Cum poți să zici că ajungi dacă stai acasă? Să fii pe drum. Pe drumul pocăinții. Și propăduiesc fără discuție mișcarea. Nu stă pe loc. E o mare greșeală să cer ca un goț
munții întregi, când tu n-ai putut să deci un delișor. Și vrei da gata. Pe peliție fripte de sus. Ne-a dat destul. Destule prepelițe, ne-a dat destule fripte. Dar nu vedeți, omul e nemulțumit. Și Dumnezeu caută prilejuri ca să ne salveze și să nu-i le dăm. Și de când le dă cretim, e o mare greșeală. Nu există mișcare de fir de păr fără voia mea. Mărează pe cuvântul ăsta și dau înainte. Dar nu-i vorba de mine. E vorba de, așa cum ați întrebat frumos, de mulțimea de oameni care trebuie să-i ajutăm. Cu gândul ăsta v-am răspuns și scuzați-mă, cuvântul ăsta v-am primit. Să nu fie numai pentru noi. De aceea, la unele întrebări, am răspuns cu nerespuns, pentru că vreau să fie cuvântul pentru cine aude. Asta e viața, sigur, cu aspectele ei. Uneori Dumnezeu îți dă chiar o boală sau ceva ca să te facă sănătos și tu să te ridici mai cu putere în valorile creștine. Și pe urmă n-ai să înveți nici teologie, nici nimic. Mai mult decât când faci o milostenie, că tu nu ești un dascăl, ești un împlinător al păsării creștine. Și cine face ale mele e bună cu mine. Nu teoreticianul și cel care împlinește. Nu teoria unei felii de pâine, ci faptul că ai dat. Un cerșător știa într-un sat un copil care ținea mult la el. Și că venea în sat, trăgea drept la casa aia acolo. Dar băiatul a fost informat că a venit cerșătorul. Și mămica, a venit cerșătorul. E chiar la poartă, Și mama s-a dat o felie de pâine și de-a. Dar copilul zice, păi goală, mamă. El știa că pâinea se ia cu un păiac, păi goală, mamă, i-a tras o lecție, știi? Vrând nevrând, cu drag, fără drag, iau un felie de pâine. E, trebuie să te învețe un copil când te-am învățat chiar eu, Dumnezeu. Și cât pierd dacă de toată pâinea dacă eu dădeai. Că ăla într-o neputință sau că e șmecher, lasă-mă, răspunde el, păi iese pe nas toată pâinea care o dai tu. Dar tu nu contează el, a fost prilej de mântuirea ta. Dumnezeu, că nu-i ușor să fii cerșător. Să știți, nu-i ușor să întinzi mâna să-ți dea cineva. Și atunci el e silit, vrând nevrând, dar e tot om, cu personalitate de om, salvat ca și tine prin jertfa Mântuitorului. Dar n-are. Și atunci tu care ai? De ce faci atâta nomenclatură că dai la un sărac? Atâta predici că îi dai eu. Acolo îi dai ce îi dai. Dar niciodată nu să ai sentimentul bucuriei cele mai adevărate când dai mult. Lumea nu cunoaște bucuria când împlinește, nebunește. Dom'le, când dai ca unul, dau ca un nebun, nu mă interesează. Dar nici cu interesul că să dea Dumnezeu un sutiț.
Așa că nu se păcălește Dumnezeu. Iubire adevărată. Nu iubești copilul tău cu interes. O să îndea și el. Aia e de la sine să înțelege. Să iubești soția pentru... O iubești fără să ai explicații. Inima nu-i ficat, nu-i stomac, nu-i nici la nici ureche, e inima. Iubirea e adevărată, viața adevărată. Un copil în America a fost condamnat la moarte. Copil era. Și la ultimul cuvânt a zis că îți dă voie să ai un cuvânt. N-am avut mamă. Așa a zis. Ca să-l iubească și pe el. Și s-a spus să nu faci mamă cu tare. Că un copil foarte rău l-a luat mamă în primire. Ce faci? Mămică, toate le-a avut, dar numai la tine m-am gândit tot timpul. A dezarmat. Adică iubirea e întotdeauna necesară cu efecte nebănuite. Și pentru fericirea ta, prostule. Deci atâta nepăsare cu doi care să mănâncă oameni, nu câini. Vezi, e cazul să intervii sau sunt hoți amândoi și se bat pe ce-a furat. Aia nu te deamnă nimeni. Nu cere socoteală. Dar cere socoteală ce ai făcut cu ce ți-am dat eu ție. Și ți-am spus și ce să faci. Din ce ai, că v-am spus. Nu dai ce ai, dai ce ești. Ești prea mare ca să te mulțumesc să dai un covrig. Dai o brutărie întreagă. Că ești stăpânul brutăriilor. Și merită să dai o brutărie întreagă. Nu merită, dar tu meriți să ai toate brutăriile. Sau cum să ziceam. La întrebările acestea vin și eu cu argumente supreme, știți? Și o să ziceți, cine poate să împlinească? V-am spus cu prudență. În creștinătate nu e nimic imposibil. Tot e posibil. Cu Hristos.